Vorbim acum despre Bianca și Stelianu Filip, care s-au despărțit după o relație de 7 ani și o căsnicie de 4 ani, și se pare că această despărțire a venit ca o eliberare pentru Bianca, cea care a și publicat un mesaj în acest sens. O să vă citesc. Unul dintre cele mai bune lucruri care ți se poate întâmpla în viață este să realizezi că ești perfect fericit fără lucrurile de care credeai că ai cea mai mare nevoie. Bun, și dacă în cazul ei despărțirea pare să fi venit ca o ușurare, nu la fel stau lucrurile în ceea ce îl privește pe Stelianu Filip, pentru că el, spre deosebire de Bianca, nu și-a șters pozele cu ea de pe Instagram și încă o urmărește, și ne face să ne întrebăm dacă nu cumva încă mai speră la o împăcare. Dar acum haideți să o ascultăm pe Bianca și să vedem ce spunea ea despre relația cu fotbalistul. E genul de persoană în care bănuiești așa și miroase orice mișcare. Da, eu da, da, da. Geloasă? Nu mai sunt așa geloasă, acum am încredere în el. Adică avem un copil, noi suntem împreună pentru că ne iubim. Dacă nu mai vrei și vrei pe altcineva, este ok, putem să ne despărțim. Și mișto gândești. Eram foarte geloasă, dar cred că m-am maturizat, nu știu, s-a întâmplat ceva așa, o sclipire. Treptat sau brusc? Nu știu, dintr-o dată. Am spus, nu are sens să fiu geloasă. Dacă cineva este pentru mine, rămânem împreună și aia, dacă nu, n-a fost să fie. Lucrurile se răcesc când ești la distanță, mm-hmm. Indiferent ce ai spune, nu știu, nu mai e aceeași chestie. Așa am simțit eu, dar nu era vorba să ne despărțim. Într-adevăr, ne mai certam și am ștersesem noi pozele de pe Instagram, de acolo articolul cu despărțirea, apoi ne-am revenit. Ce a spus pozele înapoi. Da, da. Deci a fost o perioadă destul de grea, mai ales că el a și fost plecat la un moment dat din țară și tu erai aici. Da, eu eram aici, dar am plecat după el. Mi-era greu, îmi părea rău să mut în continuu pe Ana aici și să nu aibă o rădăcină. Se spune că iubirile pe care ai de când ești copil se sting sau îți dorește altceva. Noi ne-am dezvoltat, dar ne-am dezvoltat cumva pe aceeași cale. Uh-huh. Nu știu care dintre noi a lăsat mai mult, cred că eu am renunțat cam la tot ce se putea renunța și l-am urmat.